Povești cu Nea Pandele. Bine ne-au regăsit, prieteni! Sunt tot eu, Nea Pandele, și astăzi vreau să vă spun o povestioară care se numește Fermierul și fiii săi. Băieții mei, de ce vă certați tot timpul? Nu este niciun chip să vă înțelegeți și să trăiți împreună în armonie și pace? Ei întreabă într-o zi fermierul pe fiii săi. Niciunul dintre băieți nu asculta vorbele tatălui. Fiecare își dorea tot ce e mai bun pentru el și fiecare avea impresia că tatăl lor face mai mult pentru alții decât pentru el. Tatăl încerca să pună capăt certurilor de câte ori putea. Într-o zi tatăl i-a chemat la el pe cei 7 fii ai săi. Bărbatul ținea în mână un mănunchi cu 7 bețe. Vreau să văd care dintre voi poate să rupă mănunchiul de bețe, le-a spus fermierul băieților lui. Cel mai mare dintre ei a încercat primul. El era cel mai puternic, dar nu a putut rupe mănunchiul, deși era cel mai puternic dintre frați. Apoi fiecare dintre frați a încercat să rupă mănunchiul, dar niciunul nu a reușit. În cele din urmă, frații i-au adus mănunchiul de bețe înapoi tatălui lor și au spus că nu au reușit să rupă bețele. Tatăl a dezlegat mănunchiul și a dat fiecărui băiat câte un băț. Vedeți dacă acum puteți să rupe bețele, le-a spus tatăl. Toți băieții au spus atunci, este foarte simplu așa, și i-au înapoiat bețele rupte tatălui. Acum spune-ne de ce ne-ai cerut să rupem bețele, au spus băieții. Păi nu vedeți, le spune tatăl, dacă stați împreună, nimic rău nu vi se poate întâmpla. Dar dacă fiecare dintre voi stă singur, poate fi foarte ușor doborât. Da, asta este morala aia care spune, unde sunt doi, puterea crește și dușmanul nu sporește. De aceea este bine să fim uniți. Povestea următoare se numește Un prieten de nădejde. Când am plinit 10 ani, Adrian a primit de la tatăl său în dar un cățel. Băiețelul a fost extrem de fericit. L-a botezat Rex, pe nou său prieten, și se jucau împreună toată ziua. Cei doi erau de nedespărțit. Într-o zi, Adrian a plecat la râu să pescuiască și ca de fiecare dată Rex îl însoțea. Nu a trecut mult și băiatul a prins în undiță un pește uriaș. Adrian a început să țipe de fericire, iar cățelul său lătră cu putere pentru a-și încuraja stăpânul. Când se scoată peștele din apă, Adrian s-a dezechilibrat, s-a lovit la cap de marginea bărcii în care cei doi erau și a căzut în apă fără să mai poată înota. Rex a sărit imediat să salveze stăpânul și cu toată puterea lui l-a apucat de cămașă și a înotat spre țărm. Pe mal, Adrian a deschis ochii, dar se simțea amețit și confuz. Nu înțelegea ce s-a întâmplat și de ce era acum întins pe malul râului. Rex însă lingea pe față, iar băiețelul înțelesese că prietenul său tocmai ce-i salvase viața. Apoi cei doi prieteni au plecat împreună spre casă. Cum au ajuns acasă, Adrian i-a povestit imediat tatălui său tot ceea ce se întâmplase mai devreme la râu. Tatăl a rămas fără cuvinte câteva minute, apoi a dat fuga să-i mulțumească lui Rex pentru că îi salvase viața fiului său. Cățelul și-a primit recompensa pe care o merita și o mulțime de îmbrățișări de la familia sa. Iată, dragii mei, cum un cățeluș ne poate salva viața, în special atunci când suntem necăjiți și nu mai vedem nimica frumos în viața asta, dar văzându-i pe ei cum se joacă și cât sunt de frumoși și jucăuși, parcă ne dă și nouă ceva în suflet, ceva din bucuria lor. Sunt Nea Pandele și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și de data asta. Vă rog să vă aduceți aminte că atunci când vi se pare că nu înțelegeți anumite lucruri, veniți pe la Nea Pandele să vi le explice el cu povestioarele lui. Ne vom revedea la un următor episod la Povești cu Nea Pandele. La revedere!